Reluarea cursurilor a umplut nu doar băncile claselor, ci și spitalele de pediatrie. Revenirea în școală a copiilor a dus la o explozie a numărului de cazuri de gripă și de infecții respiratorii. Sunt peste 100.000 la nivel național. Una din zonele în care boala face ravage este Vrancea. Doar în ultimele zile, în Spitalul Județean au fost internați 38 de copii în stare gravă. Județul Vrancea numără doar în ultima săptămână și până acum 1110 cazuri de gripă și viroze respiratorii. Mulți dintre cei care se prezintă la camera de gardă prezintă și simptome care necesită internare. Secția de pediatrie este sufocată de pacienți. La categoria viroze respiratorii au fost internate 40 de cazuri, dintre care 38 copii și 2 adulți. În secție sunt doar 52 de paturi, iar medicii se gândesc cu groază că perioada următoare va aduce mai mulți pacienți decât locuri disponibile în spital. Doar în ultima săptămână, cadrele medicale au diagnosticat 1100 cazuri de gripă și de viroze respiratorii. În județul Vrancea se înregistrează o activitate crescută a virozilor, a infecțiilor respiratorii, cu un număr mai mare de consultații la copii. Grupa cea mai cu numărul cel mai mare de consultații este 5-14 ani. Din cauza numărului mare de bolnavi, DSP Vrancea a luat primele măsuri la nivelul spitalelor. A restricționat accesul vizitatorilor. De asemenea, accesul în secția nou-născuți este interzis. Specialiștii anticipează că numărul cazurilor de gripă și infecții respiratorii va continua să crească și în următoarele săptămâni.